Salut, sunt Daniel și vreau să spun prima mea experiență cu GraphRiver. GraphRiver este un site unde poți vinde elemente web. După cum ai citit din PDF-ul lui Claudiu, acolo poți vinde orice element web pe care tu îl faci. Problema e cu GraphRiver e că cei de la GraphRiver, de la Envato, au niște standarde foarte, foarte înalte referitoare la design. Eu am creat un set de user interface pentru web și pentru mobile pe care l-am încărcat pe GraphRiver. Ca să ajungi pe GraphRiver, mai întâi de toate trebuie neapărat să-ți faci un cont. Acum vreau să vorbesc despre experiența mea cu GraphRiver. Am făcut acest user interface care îl am în folder, în o clipă, aici. Și să știi că nu mi l-a acceptat din prima. Sunt niște detalii pe care tu trebuie să le știi pentru a fi acceptat pe GraphRiver. Una dintre cele mai importante detalii este că atunci când intri, hai să intru să pun să-ți arăt cum pun un element nou. Dau la autor aici. Și aici la autor dau next. Și chiar aici completez numele, descrierea elementului care va apărea aici se apare descrierea, după care aici fișierele. Fișierele în felul următor, image preview. Image preview e imaginea asta, de aici. Așa, thumbnail reprezintă iconul la flat UI. Dacă eu caut acum flat UI, iconul meu e ăsta. Așa. După aceea, la main files, bagi arhivă zip care conține următoarele lucruri. Asta e arhiva zip care am pus-o și trebuie să conțină fișierul pe Photoshop care la rândul lui nu trebuie să aibă poze. Trebuie să le ofer fără poze. Așa. Textul, fontul pe care îl folosește să fie un font GPL, adică gratis, să aibă licență gratis, la fel și iconițele. La fel trebuie să fie gratis. Bun, pe lângă Flat UI trebuie să faci un folder în arhiva respectivă în care să dai denumirea Help sau README, unde pui Thanks for order pentru mulțumesc că ai cumpărat și credits reprezintă ce ai folosit tu în design. Trebuie să pui sursa tuturor elementelor pe care le-ai folosit în design, chiar dacă sunt gratis. De exemplu, eu am pus la font, am pus Lato, fontul Lato, unde îl găsești la link-ul ăsta și am scris Here you can download the font și am mai pus încă două link-uri să fie foarte clar de unde poate downloada fontul. La icons, la iconițe, am pus icons and typo. Și acesta este site oficial. Ok. Astea două trebuie să le pui într-o arhivă și arhiva trebuie să o pui în main files. Preview image set reprezintă eu nu am acum preview image set la Flat UI kit. Nu găsesc care să aibă. Image preview set. Screenshots. Așa. Astea toate sunt puse într-o arhivă zip. Vezi? Toate sunt puse într-o arhivă zip. Ca și asta. Și adăugate la secțiunea Preview Image Set. Acolo o să pui screenshot-urile dacă ai mai multe elemente. Așa. La categorie, alege categoria, rezoluția. Aici layered se referă dacă elementele din Photoshop sunt layere. La mine nu sunt layere, sunt shape, forme. Uite, asta e o formă și dacă apăs pe E de la Erase și dau click, îl transform în layer. Așa arată un layer și așa arată o formă obișnuită. Și am dat nou. Aici dai nou. După aceea, la pixel dimensiuni, pui dimensiunea elementului Photoshop. 841 x 3196. La print dimension, dacă e element de print, trebuie să specifici și dimensiunea pentru print. Print reprezintă
elemente cum ar fi pliante și așa mai departe. Tags, pui tagurile. La mine în cazul meu a fost flat user interface, flat web user interface, flat, flat design. Așa o să te găsească mai ușor. Și la comments aici îi pui mesaj la reviewer. Asta e un mic tutorial de maxim 8 minute, 9 minute, în care ți-am explicat baza, cam cum ar trebui să ajungi. Știu și alte lucruri pe lângă lucrurile astea tehnice. După cum ai văzut, designul făcut de mine e un design care arată bine și e original din unele puncte de vedere, pentru că pe Grav River, dacă cauți flat UI, o să vezi că nu prea sunt de genul ăsta. Uite, sunt așa, așa, dar pentru user interface nu prea găsești. Vreau să îți spun pașii, efectiv mail-urile. Vreau să vorbesc cu tine despre mail-urile pe care le-am schimbat cu cei de la Graph River până am ajuns să adaug acest element aici la ei. La început e clar, orice lucru pe care îl faci prima dată, nu ai cum să-l faci din prima bine. Și acum vreau să te ajut pe tine să ajungi și tu pe Graph River și pe viitor vor să vorbim și despre Theme Forest, că o să lucrez și pe partea asta. Ok, mersi că ai vizionat acest tutorial și te rog, dacă ai neclarități, trimite un mail sau lasă un mesaj mai jos. Și încă ceva, dacă se adună cel puțin 30 de comentarii la acest clip, eu o să vorbesc în următorul tutorial despre ce ți-am spus adineauri, despre cum să ajungi pe Graph River. O să vorbim despre cum să-l faci un design pixel perfect. O să vorbim despre standardele de la Graph River și lucruri pe care trebuie să le știi ca să adaugi, ca să fii acceptat cu orice element de design pe Graph River. Mersi că m-ai urmărit și aștept comentariile mai jos. Ține minte, 30 de comentarii. Ciao!